Arhitect, am moștenit această, V-a acest influențat talent. Direct tatăl dumneavoastră sau din familie tata, a venit? Tata glumea cu mine când eram copil că mai bine mă fac coafeză sau că îmi plăcea natura și florile să o iau pe direcția de botanică și râdea de mine când zicea că eu doream să fac arhitectura, dar sigur, pregătirea am început-o cu dânsul, dar ca orice părinte nu-și poate învăța copilul. Care-i secretul acestei meserii? Deci, cum de așa mulți practicanți ai arhitecturii în familia noastră? Se moștenește, cred. Adică ai o... îți dă Dumnezeu un har. Am avut am înțeles, și părinții și... Și, da, deci... Bunicul meu a fost arhitect, dar el chiar venea dintr-o familie de protopop greco-catolici, n-aveau absolut nimic cu arhitectura, dar a reușit, deci străbunicul a făcut facultatea la Budapesta și e foarte interesant că era în perioada când era foarte momentul când se descoperea mișcarea fizică și să faci sport și așa. Și el a ajuns să fie boxer să ne reprezinte atunci când a fost campionatul Antantei. Doamna Matei s-a referit la probleme, au existat divergențe între dânsul și, să zicem, conducerea din anii, nu știu, 70? În facultatea de... Nu, da, sau care conducere? A fost, era conducător al Institutului de Cercetare și Proiectări. Da, deci a fost conducător, dar n-a fost, eu nu știu să fi fost diferent de... deci când s-a înființat prima dată în Cluj acest DSAPC, ca așa spunea, Institutul de Proiectări, atunci ambii părinții ai mei, care unul era lucra la IPRAN și proiecta industrie și totuși preda deja la Institutul Politehnic Istorie, Arte și Arhitecturii la studenții care deveneau ingineri, ei au fost chemați să fie în... dacă se poate în conducere și chiar așa a și fost. Ani de zile mama a fost unul dintre foarte cunoscuți urbaniști, nu a Clujului, ci a județului, pe zone foarte mari. Și tatăl meu, deci asta chiar de aceea am vrut să vorbesc, să vă spun două cuvinte, este că eu îl consider ultimul mare urbanist al Clujului. Ultimul. Și ultimul și vă s-a spun, terminat? Da, da, pentru că în perioada când dânsul a condus acest institut, s-au făcut niște, sigur, era altă perioadă, altfel era o posibilitatea de a pune în aplicare neapărat ce dorești într-un oraș, dar atunci a avut viziune, deci viziunea tatălui meu pusă în practică este crearea cartierelor, în primul rând Grigorescu și în al doilea rând Gheorgheni, care erau niște cartiere, Grigorescu s-a îndesit după aceea, dar au fost cartiere grădină în care a fost spațiu liber, în care omul să se simtă bine, nu înghesuit ca în Mănășturi, deci Mănășturul este o altă perioadă, nu mai era el acolo, sigur, nu era numai vina celor de atunci. Deci a avut și dorința și viziunea și care nu s-a realizat în final, că el ar fi vrut să fie orașul universitar pe malul Someșului, pe partea cealaltă, dincolo, deci cum treci podul Garibaldi, peste Someș, cum ar fi. El acolo visa să fie un lac de agrement mare și să fie parcul Hațeganu, să se întindă și să cuprindă inclusiv această zonă de agrement. După aceea s-a făcut complexul HD-ul la care a lucrat și mama și care și el era acolo și vă spun, era un așa mare iubitor de natură, fiecare pom și fiecare vietate pentru el însemna extrem de mult, că povestea cu mama când se construiau căminele studențești din HD-ul. Erau pe șantier să păzească de constructori copacii care erau, de fapt, acolo a fost prima grădină botanică a Clujului, în zona aceea a fost grădina Mico și, că știți, capătul Sterzii Mico a fost prima grădină botanică și acolo erau copaci valoroși și pe cât posibil ei au amplasat clădirile căminelor, evitând să faci o distrugere totală a naturii. Și după aceea a fost foarte fericit pentru transformarea Fagetului, pădurii Faget în cartier de locuință. Și acum nu vă spun, una dintre mari, acum pot să vă spun orice și pe dumneavoastră puneți ce vreți, una din marile suferințe a lui a fost Biserica Greco-Catolică din Cipariu. Adică el a avut cu preasfinții și așa, a prezentat niște idei care
o catedrală trebuie să aibă cupolă. Și el avea ideea că de pe proiectul inițial al domnul Amitrae, cum s-a pornit, după aceea a vrut să se facă o biserică mai mică, dar să se păstreze ideea de cupolă. Și la biserica asta s-a tras o placă de beton și nu este cupolă. Și asta a fost una dintre extrem de marile suferințe a lui. Și să știți că atâta timp încă nu s-a ridicat biserica cu cele două turnuri ca niște colivii acum, dânsul tot îmi spunea, vai, așa prostie se face, așa de urât, așa de rău să fie. Și acum când se realizează, constatăm că avea mare dreptate. Și extinderea Clujului, noile cartiere, cum le-am văzut? Păi, știți cum? Practic acum se extinde peste livezile din jur. Sigur, asta poate că și vârsta era, că nu concepea să se întindă chiar așa, dar vizionarul din el, și care într-un fel este partea cea mai importantă, este că nu s-a rezolvat niciodată circulația în Cluj și el a dorit și a susținut, și cred că poate chiar că era bine, dacă aveam puterea economică să facem, monoraiul ăla de-a lungul Clujului, care în Germania la Wuppertal există. Deci acolo puterea financiară a fost alta și acolo există. Deci noi avem mare nevoie de o circulație de viteză și care să nu implice mașini în orașul ăsta. Și mai puteți să ne explicați secretul longevității domniei sale? Da, asta este o glumă. Asta o să vă spun o glumă. O glumă? E cea serios? Da, are peste 90 de ani? În primul rând este moștenirea genetică, dar așa cum se spune, nu-i voie să mănânci gras și să nu fumezi. Deci el mânca brânză de burduf și fuma. Așa că nu pot să zic că de alcool nu ne spuneți nimic. Nu, n-a avut nicio treabă cu alcoolul. Dar asta vă spun că eu chiar spun Greu. Medicilor câteodată zic, mă, eu știu că n-ar fi bine, dar dacă asta îi face lui plăcere, poți să-l oprești? Asta zice, mă, nici asta, nici măcar să nu fumezi. Poate că era mai lungă viața dacă nu fuma. Vă mulțumesc mult și eu.